Mehedințenii nu sunt speriați de posibilele reacții adverse în urma administrării vaccinului anticovid. Din contră, aceștia sunt optimiști și consideră faptul că este una dintre cele mai bune soluții pentru a reveni la normalitate cât mai repede posibil. Este vorba în special despre persoanele vârstnice, care majoritatea prezintă anumite boli cronice, însă acest fapt nu îi determină să nu se vaccineze. Întrebați dacă îi sperie posibilele reacții adverse, în special cazurile din Norvegia privind numărul decedaților după vaccinarea anticovid, mehedințenii nu s-au arătat deloc speriați. Aceștia sunt optimiști în fața imunizării, considerând a fi una dintre cele mai rezonabile soluții pentru a scăpa de acest virus. Mie nu mi-e teamă de vaccin. Numai dacă ai afecțiuni care să fie, cum să zic, să nu afectate, să nu zic aceleași care pe cuvânt, să fie afectate de asta, de COVID. Da. În rest, eu am încredere că acum, decât să fii bolnav sau să ajungi la spital, mai bine să te înțepi o mână aici. Nu vă este teamă. Nu mi-e teamă, nu. Doriți să vă vaccinați. Da, păi m-am și înscris. Avem încredere în vaccin, de ce nu? Și eu să ne vaccinez, că și eu în vârstă și trebuie să mă vaccinez. Dar în principiu vreți să vă... Da, sigur că da. Vaccinul anticovid ar putea fi o soluție bună pentru persoanele vârstnice, astfel încât aceștia nu ar mai fi atât de vulnerabili în fața virusului. Deși au fost reticienți la început, persoanele vârstnice au așteptat cu nerăbdare cea de-a doua etapă pentru a se putea înscrie pentru programări.